Martorii povestesc că focul a izbucnit din senin. Din fericire, oamenii au reușit să iasă din mașină și să se salveze la timp. Preț de o jumătate de oră, circulația a fost blocată pe sensul de mers spre mare, iar coada de mașini s-a întins pe un kilometru. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili de la ce anume a izbucnit focul.